Simona Halep a fost învinsă pentru a 10-a oară de Serena Williams. Românca a fost dominată la toate capitolele de americancă. Serena s-a folosit de cea mai puternică armă a ei, serviciul și de returul puternic cu care ne-a obișnuit. Williams a câștigat primul set la 3. Actul al doilea a început mai bine pentru Simona, care a condus cu 3-1. Din game-ul 5, Serena a revenit în forță și nu a mai cedat. S-a impus cu același scor de 6-3 și s-a calificat în semifinalele turneului de la Melbourne. Simona a recunoscut că astăzi adversara ei a fost mai puternică decât ea. It was a tough match. She played really well and definitely she deserved to win tonight. I feel like the serve didn't help me much and that's why I couldn't take the lead more in the second set. I was not that far, but also she was stronger in the important moments. Simona Halep părăsește competiția de la Melbourne cu un premiu de $525.000 australieni și 430 de puncte WTA.